Cristian s-a luat de Albert mai devreme afară pe terasă l-a rugat așa, la mișto, să-i aducă și lui o felie de tort și un pahar din acela de lapte din care bea el. Asta pentru că mai devreme Albert se plângea că laptele s-a stricat, a scos un lapte din frigider și spunea că are gust acru, moment în care Valentin zicea că nu are cum, că doar ieri a venit, iar Albert spunea că oricum nu rezistă mai mult de două zile dacă e desfăcut. Cristiana a participat și el, era de față la acea discuție, așa că acum, după ce a ieșit afară pe terasă și erau toți băieții de față, a simțit nevoia să-l înțepe cumva pe Albert, spunându-i aceste lucruri. Îi zicea, de aia ești așa frumos că bei lapte din ăla. Albert, evident, s-a simțit deranjat, spunea că alte dată nu o să le mai zică nimic și să facă fiecare ce vrea. Mă rog, am văzut faptul că de când Albert a format un cuplu cu Laura, Cristian simte cumva așa nevoia să-l mai înțepe, să-l atace din când în când cu diverse ocazii și cred că de fapt de-abia de acum încolo vor fi tot mai multe tachinări și discuții între ei pentru că ne apropiem cu pași repede de finală, așa că de-abia de acum încolo se simte competiția cu adevărat și concurența dintre cupluri.